În țara în care încă se petrec numeroase abuzuri în grădinițe și școli, apare în sfârșit o completare a legii pentru protecția copilului. Aceasta interzice pedepsele corporale și umilirea celor mici. Pe viitor, cei care vor abuza inclusiv emoțional copiii în unitățile de învățământ riscă închisoarea. În fața adultului care e și dascăl, un copil mic poate deveni victimă sigură. Numai o parte dintre cazuri ajung în anchetă, de obicei atunci când părinții montează o cameră în jucăria urgentuța copilului și văd cum stima de sine acestuia e călcată în picioare. România are o veche cultură a umilirii copilului. Noua lege, abia intrată în vigoare, sancționează în premieră și abuzul fizic și cel psihologic. Articolul care completează legea 272 privind protecția și drepturile copilului interzice explicit pedepsele corporale și orice tratament degradant aplicat copilului în instituțiile de educație. Pentru un copil de creșă nu înseamnă numai să nu fie bătut, ci și să nu fie lăsat cu pantalonașii uzi și scutecul murdar, în ideea că o să ceară la oliță, să nu fie lăsat împătuți cu ochii pe pereți dacă nu mai doarme la prânz, or să rămână flămând până e luat seara de părinți, pentru că educatoarele nu vor să se mai deranjeze cu gustarea de după amiază. Astfel de practici încă există în unele grădinițe și creșe din țară. Pe viitor, un angajat care umilește copilul nu riscă doar desfacerea contractului de muncă, ci și pedepse cu închisoarea. Pe de altă parte, toate persoanele care lucrează cu copii sunt de acum obligate să raporteze orice suspiciune că minorul ar fi abuzat în familie. Dacă tăinuiește bănuiala că un coleg sau părinții agresează copilul, un dascăl poate fi acuzat de neglijență, relatează știrile ProTV.ro.